În 2026 se va juca primul Mondial cu 48 de echipe găzduit de către Canada, Mexic și Statele Unite al Americii. Din anul 2030, FIFA plănuiește o altă transformare radicală, un turneu final disputat odată la 2 ani. Invitat la Consiliul Europei din Strasburg, președintele Forului Internațional a vorbit despre proiectul său. Înțeleg că în Europa Cupa Mondială are loc de două ori pe săptămână, pentru că jucătorii cei mai buni sunt pe continent. Dar dacă ne gândim la restul lumii, atunci trebuie să vedem ce aduce fotbalul dincolo de sport, a declarat Gianni Infantino. Acesta a sugerat că un mondial bienal ar putea preveni drame pe întreg globul, oferind exemplul refugiaților care încearcă să ajungă în Europa. Să descoperim o cale pentru a include lumea întreagă, să le dăm speranța africanilor pentru ca ei să nu mai fie nevoiți să traverseze Mediterana, caută poate o viață mai bună și găsesc mai probabil moartea în mare, să le oferim demnitate, mai multe șanse, nu prin acțiuni caritabile, ci permițându-le și lor să participe. A mai declarat președintele forului. Gianni Infantino este adeptul acestui sistem de ceva vreme, el dorindu-și în ultima perioadă ca nu doar Mondialul să se desfășoare din 2 în 2 ani, ci și Campionatul European.